O misiune de patrulare s-a transformat într-o cascadorie pentru doi polițiști din Baia Mare. Mașina în care erau a intrat pe contrasens într-o autoutilitară încărcată cu lemne. Nimeni nu a fost rănit, dar ambele autovehicule au fost avariate. Iar agentul care era la volan ar putea să stea în spatele biroului câteva luni. Riscă să rămână fără permis pentru că a intrat pe contrasens. Martorii spun că mașina de poliție nu avea sirenă și girofarul pornite. Mașina